slăvit și binecuvântat să fie Domnul. Amin. Iubiți frați, copilași, tineri, care în ziua de astăzi ne-am găsit pe muntele Țibleș, să-L slăvim și să-L binecuvântăm pe Domnul. Amin. Amin. Este un har din partea lui Dumnezeu pentru că ne găsim în locul acesta. O zi așa de frumoasă, cum spuneau frații, în pace și în liniște, putem să ne vedem fețele unii altora, putem să ne bucurăm de prezența lui Dumnezeu, aleluia! Putem să ne bucurăm în rugăciune, aleluia! Putem liber să lăudăm pe Dumnezeu, să strigăm, amin! Putem să ne descărcăm povara inimii înaintea lui Dumnezeu, nestingeniți de nimeni. Aici ai libertatea de a sta în comuniune cu Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Amin. Am o dorință inimă ca Dumnezeu să ne cerceteze pe toți. Amin. Ca niciunul din locul acesta să nu rămână necercetat de Dumnezeu, amin, neatins de Dumnezeu. Amin. Vreau să vă mărturisesc că înainte de a ajunge în țară, mă gândeam că o să ajung pe Țibleș și mi-am propus așa că n-am să vorbesc nimic și doar am să stau în părtășie cu Dumnezeu. Sincer, înaintea lui Dumnezeu am zis, Doamne, n-am altă dorință decât să stau în părtășie cu Tine, amin, să Te simt pe Tine, amin, să primesc putere de la Tine, amin, pentru că acolo unde sunt am ocazia și pot să vestesc Evanghelia și uneori sunt, sunt slab, fără de putere, am zis, Doamne, vreau să mă încarc cu putere. Și am simțit pe Dumnezeu aici. L-am simțit pe Dumnezeu aici și fratele Mircea spunea că o să mă treacă pe listă să vorbesc câteva cuvinte. A spus, nu. Și fratele Mircea nu m-a ascultat, dar motivat cu, pentru un vis care l-am avut. Și vreau să vi spun și dumneavoastră care sunteți aici, în urma hotărârii mele am avut un vis, am cerut un semn de la Dumnezeu și așa cum le călăuzește Dumnezeu este bine. Amin. Se făcea că eram undeva așa, tot cum sunteți dumneavoastră aici și erau frați care vin pe Țibleș și la un moment dat a apărut cineva și se oprea în fața ta pe neașteptate și eram și eu acolo și trebuia să dai socoteală și spunea, spune cine ești, spune ceea ce faci și pe cine reprezinți. Și în fața mea era un frate care îl cunosc. A fost luat pe neașteptate și nu știa ce să spună, că trebuia să spună un adevăr. Și în spatele lui urmam eu și aveam așa și spuneam, parcă am un timp ca să mă gândesc ce să spun omului acestuia. Am un timp, parcă îmi formulam în mintea mea să spun cine sunt, să spun pe cine reprezint și ceea ce faci, lucrarea care o faci. Astăzi îți cereau trei lucruri. Dragii mei, frați care sunteți pe Țibleș, știți ce m-am gândit? M-am gândit că poate vine o zi când Dumnezeu zice, gata! Vine o zi când Dumnezeu zice, vino! Ce ai făcut? Pe cine am reprezentat? Și cine am fost? Cât am pășit pe podul pământului? Ce lucrare ai făcut și ce lucrare am făcut? L-ai mulțumit pe Dumnezeu? Doamne, poți să spui, Doamne, eu sunt nevinovat de sângele celor care m-au ascultat, poate o viață, ai predicat Evanghelia. Poate ai fost un proroc, poate ai fost un învățător, poate ai fost un păstor. Dragii mei, în dimineața aceasta vreau să vă îndemn ca fiecare din locul acesta să ne cercetăm bine și să ne smerim la picioarele Domnului, așa cum Domnul vorbea aici, să ne smerim, dar nu o smerenie așa, să arătăm înaintea oamenilor că noi suntem smeriți, că noi știm să ne smeriți, să vadă Dumnezeu, aleluia, inima mea și inima ta, amin, că tu ești smerit, ești un om smerit. Eu mie mi-a vorbit Dumnezeu aici și am văzut
în viața mea mândrie. Am văzut înălțimi, am văzut dus în care m-am urcat și Dumnezeu mi-a vorbit în zilele acestea și vreau să-L rog pe Dumnezeu să mă pot cobori. Amin. Să mă pot smeri, să mă pot regula și în realitate să fiu cu inima smerită înaintea lui Dumnezeu și apoi și înaintea oamenilor. Pentru că dacă ești smerit înaintea lui Dumnezeu, cu siguranță oamenii vor vedea. Amin. Nu trebuie să le spunem noi, vor vedea lucrul acesta. Slăvit să fie numele Domnului. Amin. Vreau să citesc un cuvânt din Scriptură. Care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă, stând aici, în urma acestui vis, acestei înființări, care am avut-o și s-o gotesc că fiecare ar trebui să fim foarte atenți. Cine suntem? Pe cine reprezentăm și lucrarea care o facem în urmă, cum o facem? Și vreau să citesc un cuvânt care îl cunoaștem. În Efeseni capitolul 4, cu versetul 11, spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor. Și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin vlecrenia oamenilor și prin șiretenia lor, în mijloacele lor de amăgire și credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel ce este capul, adică Hristos, slăvit să fie numele. Amin, glorie. Dragii mei, cuvântul acesta El a dat. Aș vrea să se implementeze în viața noastră că El cheamă oamenii în slujire. Aleluia. El pune oamenii în slujire. El autorizează oameni. Și să ne rugăm rugăciunea aceasta pentru oamenii care sunt chemați de Dumnezeu în slujire. Amin. Nu știu cât vă rugați. Nu știu cât aveți pe inimă. Dar vreau să vă spun ceva, ceea ce văd. Faptul că vedem atâția oameni care cad în bătălie pe front, este că nu sunt sprijiniți. Nu sunt purtați în post și în rugăciune. Să știți că Dumnezeu este un Dumnezeu a rânduielii. Dumnezeu o chema și cheamă oameni pentru desăvârșirea trupului Hristos. Pentru ca să ajungem la o unire, pentru ca să ajungem la o statură, la o plinătate, pentru că nu toți am putut și nu toți suntem la o stare spirituală, nu suntem la fel. Nu suntem la acel nivel. Pe mine m-a chemat Dumnezeu la un nivel. Cât îl cunosc pe Dumnezeu, cât am vrut să-L cunosc, cât l-am căutat. Și Dumnezeu mi s-a luminat, mi s-a descoperit. La unii sunt mai puțin, mai jos. Și Dumnezeu de aceea au rânduit în biserică apostoli, proroci, învățători, evangheliști și păstori pentru desăvârșirea copiilor lui Dumnezeu. Slăviți să fie numele Domnului. Și vreau să vă spun că fiecare în locul la care l-a chemat are o importanță deosebită dacă își cunoaște locul. Dacă rămâne în locul și în chemarea lui Dumnezeu. Are o importanță deosebită și prin lucrarea care o face proslăvit Dumnezeu.